Că vreau să vă spun ce se întâmplă în acest moment în Parlament. Noi am pregătit sesizarea la Curtea Constituțională, dorim să o depunem și au închis secretariatul Camerei pentru a nu putea depune sesizarea la Curtea Constituțională. Deci încă un abuz și un atac la instituțiile statului. Odată, printr-un articol în Parlament vor să înlocuiască un program de guvernare, acum pur și simplu închid o instituție a statului pentru a nu putea să intrăm în procedura de urgență să contestăm Cine la Curtea acolo? Constituțională. Colegii mei, președintele partidului și colegii mei parlamentari sunt în momentul de față la Parlament și nu putem depune contestația la Curtea Constituțională. Ne întoarcem în anul 2012, când România a ajuns să fie izolată, tocmai pentru că o majoritate politică a început să strivească rând pe rând instituțiile statului. Este inadmisibil. Dacă acest guvern vrea să intre în funcțiune, să respecte Constituția. Este singura lege pe care ar trebui cu sfințenie să o respecte orice om politic.